Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Fecioară pentru luna iulie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Fecioară pentru luna iulie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Fecioară? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație o pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Fecioară în luna iulie 2024. Haideți să vedem ce mesaje așteaptă pe cei din Zodia Fecioară. Avem soarele, trei de monede și împăratul. Wow, se ia o decizie aici clară. Posibil să aveți de-a face cu Zodia Leu, Zodia Berbec pentru unii dintre voi și Regina de Cupe. Posibil să aveți de-a face cu zodiile de apărat pe Scorpion. Aici o muncă în echipă, un proiect care are parte de un succes, de o victorie. Lucrați într-o echipă, da? O echipă restrânsă, poate un eveniment important, o celebrare în unele situații în această perioadă. Aveți aici pe cineva care vă puteți baza, este o persoană dulce, iubitoare, este o persoană deschisă, echilibrată din punct de vedere emoțional, matură, dar este aici și cineva care se impune unei decizii, unei hotărâri, este o persoană rece, detașată, cu propriile sale strategii, poate tatăl, da, sau poate șeful, șefa, da, are o atitudine mai dură, ca să zic așa. În privința unui proiect sau dumneavoastră intrați în această energie mai sigur, mai stabil pe voi, mai hotărâți, mai responsabil, poate da, în unele decizii pe care le luați, dar această decizie, această hotărâre pe care dumneavoastră o luați sau se ia, are legătură cu și cu alte persoane, da? Este ceva la comun, ca să zic așa. Da? Este într-un grup, se ia o decizie, se ia o hotărâre. Aici cu soarele străluciți de-a dreptul, găsiți o soluție, găsiți o rezolvare, un proiect care dă roade, o relație care merge la un alt nivel, da? Se hotărăște aici, poate semnați acte, documente în această perioadă, se iau decizii clare, poate un copil, da? Are de luat o hotărâre, da? În această perioadă și îi sunteți alături. În unele situații, poate are un examen sau dumneavoastră aveți un examen în această perioadă și vreți să reușiți, da? Deveniți mai, mult mai serios și luați lucrurile foarte în serios în această perioadă. Aici, da, are cineva care vă ajută și vă sprijină sau poate intrați și într-o astfel de energie, da, sunteți mai sensibil, mai emotiv în această perioadă. Poate acest examen, da, vă aduce în această stare în unele situații, da? Sau o persoană, da, care este destul de importantă, Marea Preoteasă, aici intuiția dumneavoastră are un rol foarte important, da, vă lăsați ghidați, da, de intuiție, simțiți dacă este bine alegerea pe care o faceți sau proiectul pe care îl aveți în desfășurare, știți că o să reușiți, știți că o să depuneți tot efortul acolo în relație la fel, da, copilul, da, dacă are nevoie de ajutor dumneavoastră, îi sunteți alături, sprijiniți, da, sunteți acolo în totul. Dar și secrete, da, pe care le veți afla, este la suprafață, da, ceva ascuns, ceva care nu se știa, da, un adevăr, da, care se află în unele situații, o femeie are un rol important în această perioadă, aici avem patru de spade, da? Poate un concediu, poate vă pregătiți, da? Poate vă puneți de acord să plecați într-o vacanță, într-un concediu sau aveți nevoie de o pauză,
da? Pentru că ați muncit foarte mult și cumva vreți să vă liniștiți, da? Să luați o pauză de la activități, da? Sau poate plecați în concediu, cum am și spus, da? Poate este o perioadă bună să vă luați o mică pauză, da? Pentru unii dintre voi. Ia să vedem. Asul de monede, un nou început, bani care vă vin, da, în această perioadă, un nou început stabil, sigur, da, proiectul pe care îl aveți în desfășurare sau la locul de muncă, dați randament, sunteți plătiți așa cum v-ați dorit, da, sau promovați, da, veți fi promovați unii dintre voi, posibil și acest lucru. Poate da, și venirea unui copil, da, este în unele situații important, da, și apare o sarcină la doamne, da, posibil, sau copilul are un rol foarte important în această perioadă. Vreți să susțineți copiii, copilul, da, acum cum rezonați, bineînțeles. Ia să vedem. 5 de monede, da? Poate unii dintre voi ați avut o perioadă destul de grea în care nu v-ați descurcat poate financiar sau ați avut pierderi, da, financiar. Poate cineva v-a abandonat, v-a simțit singuri, a simțit că nu vă este nimeni alături, nu vă sprijină, dar apare această rezolvare, da? Apare această vindecare, această susținere, deci veți primi susținere și ajutorul celor din jur, a partenerului, bineînțeles, la locul de muncă, da? Deci, cumva, țin nevoia să spun că voi, cumva, v-ați asumat niște responsabilități, le-ați luat de unul una singură și nu ați mai făcut față. Și acum, cei din jur văd că lucrurile nu mai decurg așa cum ei trebuiau, da? Și că aveți nevoie de ajutor și se implică, da? Și cei din jur vă ajută să depășiți acest moment sau această stare, să vă ajute, da, în luarea unor responsabilități, da, cumva vă ia responsabilitățile sau vă ajută, da, din punct de vedere financiar pe unii dintre voi, da, să reușiți să ieșiți la liman. Aici avem diavolul, posibil să aveți de-a face cu zodia Capricorn. Este și o situație în care vă aflați sau aveți o persoană în jurul noastră care vă manipulează sau o situație toxică în care poate de aceea 5 de monede, da, niște pierderi financiare, cineva care v-a dus acolo, da, sau v-a abandonat această persoană sau vă manipulează cumva și vreți să renunțați la această persoană, vreți să ieșiți din această toxicitate. Cereți ajutorul celor din jur să vă ajute să ieșiți, să vă vindecați. Este o persoană aici care manipulează cumva lucrurile în favoarea lui sau a ei. Aveți grijă, da? Pentru că această persoană nu are intenții serioase. Nu vrea să vă vadă că vă reveniți sau că ieșiți în față, ca să zic așa, sau că ocupați un post. Sau că vă merge bine în relația pe care o aveți. Este o toxicitate aici. Scăpați de o toxicitate, de manipularea cuiva. Da, apar anumite gânduri, da? Dumneavoastră sunteți foarte stresați, anxietate, poate aveți anumite probleme, cum am și spus, posibil, da? Și de sănătate, unii dintre voi sunteți cumva stresați, dar sunt multe gânduri. Poate în fapt, în plan, da, nu este ceva grav, dar voi vă faceți tot felul de gânduri în privința acestei situații sau acelei persoane, da, care vă manipulează, cumva vă... Parcă e o persoană nemulțumită, o persoană care nu, orice ați face, nu este mulțumită această persoană, tot timpul ia hotărâri de capul ei sau a lui, da? Este ceva aici care vă dă bătăi de cap, da? Nopți nedormite aici cu nouăle de săbii. Haideți să vedem. Da, apare și această iluzie, această confuzie, ca să zic așa, cu șaptele de cupe. Încercați cumva, vi se vin mai multe oferte, da? Dar dumneavoastră nu știți sigur care este cea stabilă, da? La un moment dat stați și analizați imaginea de ansamblu și acceptați oferta care este mult mai ok pentru voi, bineînțeles. Dar această persoană toxică care vă tot manipulează cumva v-a băgat în această iluzie, da? V-a creat cumva că sunt mai multe opțiuni.
cumva va iluzionat o persoană care v-a vândut iluzii. Da? Și ați crezut în această persoană. V-ați dus cu intenții bune către el sau ea și această persoană cumva vă creează această stare. Vreți să abandonați această stare, vreți să renunțați la această stare, da? Cereți ajutorul celor din jur și veți fi ajutați să ieșiți din această confuzie. Da, ia uitați aici un nou început, da? Cineva vă declară iubirea, cineva vă invită la un nou început. Este cineva, e sincer, este o ofertă care încă este valabilă, da? De nou început. Un copil, da, bineînțeles, din nou, destul de accentuat, care vă este alături, vă susține sau are un rol important, sau venirea unui copil, da, schimbă niște lucruri, da, în viața dumneavoastră. Este o lună cam cu provocări, ca să zic așa, pentru voi. Aici, regele de monede, posibil, da, să aveți de-a face cu zodiile de pământ, Taur, Capricorn, din nou, și Fecioară, bineînțeles, vă reprezintă pe voi, vă recăpătați drepturile, da? Intrați în energia voastră, deveniți mult mai stabili, mai siguri, mai împământați, da? Nu mai visați, nu mai sunteți cu capul în nori, da? Încercați, da, cumva să acceptați ajutorul și să reușiți să ieșiți la liman din acea situație în care cumva v-ați blocat acolo, da? Poate vă cumpărați o casă, poate vă relocați unii dintre voi, poate vă luptați pentru o moștenire în unele situații, da? Semnați acte, documente aici, faceți o achiziție nouă, reparați poate o locuință în unele situații, da? Nu este valabil pentru toată lumea, bineînțeles, mesajul. Foarte interesant. Sper să fie rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.